Dragi vizitatori, dragi iubitori ai cărții, așa cum vă menționam puțin mai devreme, iată, deschidem șirul, seria de evenimente la Gaudeamus, la standul editurii Herald, cu evenimentul despre toleranță și prejudecăți, lansarea cărților din colecția Cogito a editurii Herald, eseu despre prejudecăți de Holbach și tratat despre toleranță de Voltaire. Invitații noștri de astăzi, care mi s-au alăturat și ne-au onorat cu prezența domniilor sale, domnul Doru Căstăian, profesor de științe socio-umane la Liceul de Arte Dimitrie Cuclin din Galați, este unul dintre cei 11 români care a primit în acest an, 2018, premiul Merito, unul dintre cele mai importante premii care se acordă dascălilor, învățătorilor din România. În câteva momente, pentru că vine de la altă lansare de carte, în câteva momente îl așteptăm și pe domnul Ion Bogdan Lefter, critic și istoric literar, foarte cunoscut, analist politic și cultural. Și nu în ultimul rând, colega mea, Luisa Neag, care a redactat cartea lui Holbach, s-a îngrijit asupra acestei ediții, Holbach, eseu despre prejudecăți. Foarte pe scurt, înainte de a-i da cuvântul colegei mele, Luisa Neag, să ne povestească puțin despre titlurile din colecția Cogito, și aș menționa câteva, vorbim despre Mary Wollstonecraft în apărarea drepturilor femei, despre Leviatanul lui Hobbes, epoca rațiunii a lui Thomas Paine, elementele filozofiei lui Newton, Isaac Newton. Nu există nimic mai captivant și în același timp cutremurător decât mărturia unei lupte cinstite între acea parte a ființei care înclină către fiorul religios al existenței și cealaltă parte născută din putele rațiunii, care tinde către o justificare și o clarificare imediată a vieții. Astfel de mărturii adună colecția Cogito, cum am spus puțin mai devreme, un demers dedicat marilor spirite filozofice occidentale care au avut curajul să pună față în față religia și metafizica, misticismul și logica, îndoiala și credința, transcendența. O rog pe colega mea, Luisa Neag, să ne povestească puțin despre această colecție de filozofie, tratate filozofice, despre colecția Cogito. Bună ziua, bine v-am găsit, bine ați venit, de fapt, dintre noi. Așa cum spune și colegul meu Sorin, colecția Cogito este dedicată filozofiei moderne, mai ales cea care se situează între secolele 17 și 18, și cuprinde autori care au avut un impact semnificativ asupra filozofiei și a gândirii în general. E vorba despre cărți care au un caracter controversat, care au riscat la vremea aparițiilor multe valuri, din cauza că autorilor au îndrăznit să afirme niște adevăruri pe care nimeni înainte nu a pusese curajul să o facă. Vorbim despre nume ca David Hume, Thomas Hobbes, Isaac Newton, Thomas Paine, Bertrand Russell, precum și cei doi autori despre care vom vorbi astăzi, Voltaire și baronul d'Holbach. Câteva cuvinte despre acest baron d'Holbach. Așa. El era o personalitate accentuată a societății pariziene, mare senior, luminat, spirit îndrăzneț, vesel. Avea o mare avere și făcuse din locuința sa loc în care își dădea o întâlnire scritorii valoroși ai epocii. Jean-Jacques Rousseau, îi spune, cu care ei erau într-o anumită polemică, le spunea în mod ironic clubul Holbach. Ei făceau și desfăceau reputația anumitor curteni. Dușmanii lui îi reproșau că are un spirit puțin cam grosier, dar prietenii îl lăudau ca pe un savant enciclopedist. El, împreună cu grupul pe care îl conducea, susțineau totala libertate a opiniilor și aveau o inclinație
către idei îndrăznețe referitoare la politică și religie. Reprezenta o avangardă extremă a filozofiei. Baronul Holbach scria lucrări de filozofie și unele dintre ele erau mai îndrăznețe decât cele ale tuturor celorlalți. Ca dovadă că puține dintre scrierile lui au scăpat condamnărilor autorităților, tocmai de aceea el de multe ori alegea să scrie sub pseudonim. Holbach este un adversar al superstițiilor de toate felurile și se consideră a fi primul ateu declarat din Europa. Și acum să trecem un pic la Voltaire. Voltaire, după cum se știe, este un simbol al secolului luminilor. Numele lui este legat în mod special de lupta împotriva infamiei, termen prin care el desemna fanatismul religios și lupta întotdeauna pentru progres și toleranță. Totuși el nu aderă la ateismul lui Holbach, neîncetând se repete distihul lui faimos: universul mă încurcă și nu pot gândi măcar că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. Și mai spunea Voltaire: astăzi înțelege prin fanatism o nebunie religioasă, sumbră și crudă, o boală care are simptomele variolei. Opera sa a fost întotdeauna îndreptată împotriva toleranței și a nedreptății. Și dacă pe vremea acestor doi autori era o problemă să fii ateu și să te revolți împotriva dogmelor bisericești, astăzi nu mai avem această problemă, dar tot fanatici suntem în multe alte privințe. Așa încât discursul filozofilor nu este deloc anacronic, pentru că ei s-au referit la o structură pe care o regăsim și astăzi. Pentru că în adâncul sufletului oamenii sunt alcătuiți la fel și de fapt toate problemele pe care le-am întâlnit de-a lungul istoriei nu sunt atât de mult legate de conjuncturile istorice cât de incompleta noastră evoluție spirituală, aș zice. Mulțumim, lui Saneac. Aș vrea să mai menționez puțin despre eseurile lui Holbach, eseul despre prejudecăți. Această carte a fost publicată în 1770 sub pseudonimul Dumarsais și, cum era de așteptat, a declanșat la vremea respectivă, a declanșat în epocă un scandal public imens. Critica lui Holbach se îndrepta pe de o parte împotriva tendințelor tiranice ale monarhiei franceze și cunoaștem cu siguranță acea perioadă, iar pe de altă parte împotriva superstiției, fanatismului și a ignoranței în general, așa cum spunea și colega mea, lui Saneac. Filozoful îndrăznește să propună o morală eliberată de religie, realizând ceea ce este considerat primul sistem de metafizică materialistă din istoria gândirii europene occidentale. Doru Căstăian, cele mai multe dintre cărțile baronului Holbach nu au fost semnate sau au fost sub pseudonim. Foarte puține dintre operele sale au scăpat de condamnările Parlamentului din Paris și de punerea lor sub obroc de către Roma. În orice caz, ideile lui sunt surprinzător de actuale și în vremurile pe care noi le trăim astăzi. Cum se face că istoria, care știm bine că în anumite faze, în anumite situații, în anumite contexte, istoria se repetă, cum se face că istoria ne oferă același tablou, cu toate că între timp oamenii au descoperit atâtea lucruri care ar fi putut să-i ajute și să-și rezolve până la urmă problemele? Îți mulțumesc, Sorin, pentru întrebare. Nu știam că voi primi niște întrebări. E o surpriză plăcută și cum presupun că la o lansare nu ai voie să spui că nu știi. Am să mă gândesc la un răspuns în momentul ăsta. Înainte de a-ți răspunde, aș vrea să spun că vă mulțumesc pentru invitație. E realmente o onoare să vorbesc despre cărți care au apărut în această colecție. O colecție pe care o admir, pe care o citesc și pe care o recomand de foarte mult timp. Deși nu este aici, nu este cu noi, l-aș menționa pe Andy Angel, cel care a fost artizanul și
omul care a muncit efectiv la colecție, vorba titluri remarcabile de colecție. Spun realmente remarcabile pentru că îi datorăm apariția pentru prima oară în limba română a unor texte esențiale ale istoriei filozofiei, dacă ar fi să numim numai dialogurile asupra religiilor lui Hume sau Leviatanului Thomas Hobbes. Evident și celelalte titluri sunt absolut remarcabile. Pentru a-ți răspunde, Sorin, aș spune că e o întrebare excelentă. Faptul că nu reușim să eradicăm fanatismul trebuie să ne spună ceva despre natura umană sau despre felul în care probabil a fost pusă problema în modul inițial. Nu pot acum, recitind textul agresiv și radical al baronului de Dolba, să nu privesc un, hai să spunem așa, un ușor amuzament, deși nu cu superioritate, pentru că mie mi se pare, în ciuda faptului că e unul din textele reper ale ateismului european, împănat așa și pătruns o recunde o anumită naivitate. Practic, baronul Dolba e un reprezentant a ceea ce Jonathan Israel numea The Radical Enlightenment, iluminismul radical. Acel tip de iluminism, pe când Voltaire aparține iluminismului neradical, e foarte interesantă punerea asta în paralel a celor doi. Iar premiza și prezumția fundamentală a iluminismului radical este că rațiunea este instrumentul, unul simț născut, cel despre care Descartes spunea că e cel mai bine împărțit între toate ființele umane. Bunul simț, rațiunea și bunul uz al rațiunii, ca să spunem așa, sunt suficiente pentru a depăși superstiția, ignoranța și fanatismul. Eu nu sunt atât de optimist pe cum era baronul Dolba în momentul acela. Eu cred că, de fapt, cunoașterea, certitudinea și rațiunea sunt întotdeauna dublate, sunt întotdeauna urmărite ca de un dublu gemelar așa de ignoranță, de superstiție și de, hai să spunem, misticism sau alte fenomene religioase sau quasi religioase. De aceea, eu personal nici nu cred că e posibil până la capăt proiectul iluminismului radical. Eu cred că a fi rațional în momentul acesta înseamnă mai degrabă a accepta, hai să spunem, limitele rațiunii și a încerca să fim raționali într-un spațiu care să permită o diversitate de opinii, inclusiv de factori religioase. Mai degrabă spre ceva, un proiect de genul ăsta merg textele lui Voltaire, care pomenește culmea ca argument împotriva superstiției și ignoranței, nu forța rațiunii, așa cum face Dolba, ci din potrivă slăbiciunea rațiunii umane. E un argument foarte interesant, pentru că Voltaire vine și spune avem o rațiune prea debilă și prea slabă ca să putem face afirmații radicale și să facem afirmații certe cu privire la anumite chestiuni metafizice. Dar evită să ne mai și ucidem între noi pentru ea. Eu aștept o altă întrebare, dacă mai e, dacă nu, eu mai pot spune. Și atunci, dacă nu, rațiunea este forța care ne-ar putea ajuta în acest demers, ce anume ar putea fi din ființa umană? Cu siguranță rațiunea este forța care ne poate ajuta. Întrebarea este dacă crede... Nu ne-a ajutat suficient. Nu ne-a ajutat suficient pentru că rațiunea are limite intrinseci. După părerea mea, crede că rațiunea este în sine suficientă pentru a depăși fanatismul și a depăși, să spunem, o anumită doză periculoasă de ignoranță, se pune întrebarea dacă acest mod de a aborda rațiunea este în sine rațional. Credința în rațiune e o formă de credință. Fiind o formă de credință, ea nu poate fi 100% rațională. Până una alta, rațiunea umană are limite intrinseci. Există un moment în care ea se lovește de ceea ce poate. Asta nu e invenția mea, e practic ceea ce ne spune Kant și ce ne spune tot post-kantianismul și după aceea filozofia limbajului într-o oarecare măsură. Și anume că rațiunea are un domeniu aparte de exercitare și acolo, în momentul în care încercăm să o extindem într-un domeniu metafizic, ea va pedala în gol.
pe când oarecum iluminismul radical nu e foarte conștient de chestiunea asta. Iluminismul radical primar propune exact proiecte de tipul celui al lui Dolba, care are, hai să spunem, urmașii lui în lumea de azi. În fond, ateismul lui Dawkins, de exemplu, e o formă contemporană a acestui tip de ateism. Dar nu putem ignora, eu, cel puțin ca profesor de filozofie, nu pot ignora criticile radicale aduse rațiunii în toată această perioadă și proiectul lui Luminis, dacă e să ne gândim doar la celebra carte a lui Adorno și Horkheimer, Dialectica Luminii, de exemplu. Aș putea numi și altele, dar nu știu dacă e momentul. Noi facem acum o discuție într-un nivel foarte teoretic și totuși... Să spunem că în meciul ăsta eu sunt mai degrabă fanul lui Voltaire decât al lui Dolba. Voltaire mi se pare un tip mai realist în privința capacității rațiunii decât e Dolba. Și ar fi interesant să discutăm cât de rațional a fost proiectul lui Voltaire de a demasca fanatismul din cazul Cala, în condițiile în care, iată, cercetarea istoriografică ulterioară a arătat că, de fapt, lucrurile nu erau deloc atât de clare precum le prezentase el. E foarte interesant pentru mine chestiunea asta, pentru că numele rațiunii și al criticii fanatismului în numele rațiunii, Voltaire devine el însuși nerațional și cade în tot de păcatele omului contemporan, să spunem așa. Se folosește de fake news, se folosește de propagandă, se folosește de influență la curțile regale, așa mai departe, doar pentru a susține case, ca să zic așa. Interesant că noi facem, eu nu sunt nici partizanul lui Dolbach, nici partizanul lui Voltaire. Așa. Pe mine mă fascinează felul în care evoluează istoria și felul în care se comportă oamenii și modul în care evoluează ființa umană în spirit. Și am fost intrigată de modul în care tratează, de exemplu, Dolbach, marea masă de oameni, modul în care ei se raportează la ideile filozofice pe care în mare parte nu le înțeleg și până la urmă marile bătălii se dau la nivelul oamenilor care nu înțeleg cum la capul cerului se petrece, dar ascultă de alții mai luminați care le spun ce să facă. Cât de important este ca oamenii să înțeleagă ideile filozofice și că până la urmă noi zicem, da, sunt partizanul lui Dolbach, sunt partizanul lui Voltaire sau sunt partizanul oricui. Dar cât sunt mai multe idei importante, cu atât marea masă de oameni are mai multe posibilități de a alege, se divizează mai mult și până la urmă problemele se mențin. Ok, numai că nu știu dacă reducerea tezelor susținute de elite la o singură teză cu care să fie de acord toate elitele, ceea ce oricum cred că e imposibil de realizat, ar fi altceva decât o formă de totalitarism brutal. Sigur că era o metaforă asta cu meciul, nu cred că au un meci Voltaire și Dolba, și nici noi, cred și sper. Dar, până la urmă, sintetizând, cei doi au două argumente care seamănă doar la suprafață. Pe de o parte este Dolba, care vine și spune, aveți un instrument infailibil, acel instrument este rațiunea. Rațiunea nu are cum să nu despartă adevărul de fals, da? Asta este în filozofie, se cheamă teza veracității evidente, adică adevărul poate fi recunoscut și poate fi văzut și rațiunea poate face asta. Și doar ignoranța, interesele creierului și așa mai departe sunt cele care au ținut oamenii departe de adevăr. Dar, iată, putem începe să luminăm și, evident, implicit în tot acest proiect, implicită, este ideea că la un moment dat masele vor ajunge la acel nivel de luminare care să le permită să depășească fanatismul și creierul. Are un argument doar în aparență de același tip, pentru că el nu mizează, cum îi spuneam lui Sorin Adinaus, pe forța rațiunii de a distinge adevărul de fals, ci dimpotrivă, el vine și spune rațiunea noastră este slabă și este precară în raport cu chestiunile ultime și metafizice. Prin urmare, niciunul dintre noi nu poate să încerce să impună într-un mod fanatic un anume adevăr, pentru că ar fi ajuns la el pe căi raționale.
până la urmă călăii totalitarismului erau perfect raționali. Ce le lipsea în momentul în care ei erau, de fapt, fidel dogmelor politice proprii? Pentru lumea noastră, eu cred că Voltaire e mai actual în momentul ăsta decât Dolbac, pentru că lumea noastră nu cred că are nevoie de... Sigur, Dolbac e important ca un reper pe un drum și ca un reper intelectual foarte actual, de altfel există dolbachieni, ca să spun așa, cât prinde în momentul de față pe scena ideilor. Însă, cred că dacă proiectul nostru e mai degrabă acela de a ajunge la o omenire tolerantă și capabilă să conviețuiască în contextul unui pluralism al valorilor și viziunilor despre lume, mai degrabă starea volteriană este cea care rămâne în momentul ăsta deschis. Nu cred că cineva saltul pe care îl face dovadă față de la o viziune materialistă, materialist sunt și eu, mare parte, la o credință de un anume tip bazat pe materialism, bazată pe materialism, este în sine un salt, e un salt, nu este o deducție, nu e o inferență. E un salt și fiind un salt, comportă un element irațional, de fapt. Uite, din ce vă ascultam, mi-a venit o întrebare, să spun, pentru că tot vorbim despre toleranță, despre prejudecăți, despre ignoranță, despre superstiții și așa mai departe. Dorim să fac o mică glumă puțin mai devreme în spiritul lui Voltaire. Ideal ar fi să nu fim partizanii niciunuia dintre ei. Așa, adică să fim în egală măsură echidistanți, echilibrați și să fim de acord cu adevărurile pe care îi emită de aceste cărți. Deși în principiu rațiunea ar trebui să ne ajutăm să decidem care întâi are dreptate. Exact. Eu aș vrea să vă întreb, pentru că nu degeaba am asociat în acest eveniment cele două cărți, Dolbach ca noutate editorială, cu siguranță din punctul meu, din punctul lui Izei, din punctul nostru al editurii Herald, din punctul nostru de vedere, cel mai bine s-a asociat în zona aceasta a ideilor filozofice, a iluminismului, a gândirii, Voltaire cu Dolbach. Până la urmă, care este numitorul comun al celor două cărți? Pentru că dacă stăm să facem un soi de punte peste timp, ne dăm seama că deși trăim în contexte istorice, sociale, diferite față de acum 250-300 de ani, uite că lucrurile sunt actuale. Adică și astăzi găsim ignoranță, și astăzi găsim superstiții, și astăzi găsim lipsă de toleranță și fanatism, și astăzi găsim prejudecăți. Deci, care este numitorul comun al celor două? Numitorul comun al celor două titluri este cu siguranță o anumită nevoie de a depăși prin rațiune, cu toate nuanțele pe care le-am făcut până acum, de a depăși, hai să spunem, impasurile la care se ajunsesc din mariajul straniu dintre monarhia franceză și religie, ar trebui făcut o discuție, o cu tot o altă discuție, probabil mai lungă decât asta, dacă este vorbim despre relația dintre monarhie și creștinism. Ca să citesc Pierre Manon, creștinismul a avut întotdeauna o problemă teologico-politică, pentru că există doar câteva momente în istoria creștinismului în care mariajul ăsta este perfect. Anumitele există un soi de mariaj imperfect, dar și un soi de alianță în care forța fiecare instituție o potențează pe celelalte. Și iată un punct comun între cei doi, pentru că amândoi demască cumva acest, hai să spunem, mariaj contra naturii între politic și religios. Probabil că există o sensibilitate la ambii autori între pretențiile, hai să spunem, creștine ale monarhiei și felul în care ea ajunsese să practice efectiv actul egalității, dar cu siguranță trăim și sub trauma recentă a marilor războaie religioase, unul dintre momentele istoriei Europei în care a devenit evidentă capacitatea destructivă și explozivă a alianței astea dintre politici și teologii. E un fel de
oameni buni, să ne oprim, să înțelegem și să revenim la fundament, la ceea ce ne face umani cu adevărat. Cu siguranță, când am vorbit de două iluminisme, pe urmele marelui teoretician al iluminismului pe care l-am pomenit, mă refeream evident la două, hai să spunem, curente în cadrul aceleiași familii. Cu siguranță există multe lucruri care îi leagă de cei doi. Mulțumesc, Doru. Dolbach spune că adevărul este remediul necazurilor neamului omenesc. La ce se referă și de ce ne este atât de greu să descoperim acest adevăr? Ce e adevărul? Ca să citesc pe personaj celebru al istoriei. Eu nu sunt foarte convins. Iarăși am să fiu iluminist și critic și am să joc rolul regică contra în povestea asta. Nu sunt foarte convins că adevărul este remediul tuturor lucrurilor. Uneori, cum să spunem, adevărul are, după părerea mea, și un potențial destructiv, să ne gândim numai la luciditatea aia monstruoasă a oamenilor aflați în depresie, de exemplu. Însă, da, era o convingere comună a perioadei, în special la iluminiștii radicali, că adevărul poate distruge superstițiile, poate distruge prejudecățile și că, în principiu, adevărul ne poate arăta și care e felul ăla moral și politic în care putem trăi în acord cu ceea ce el ne dezvolte. De fapt, pentru că am remarcat că m-ai întrebat de mai multe ori, de fapt, lucrul ăsta, și bănesc că n-am să scap fără să răspund până la urmă. De fapt, eu cred că avem în continuare fanatism, avem în continuare superstiții, pentru că falsul nu poate fi pur și simplu redus în felul ăsta. Falsul, dacă vrei, sau iluzia, însoțește în orice moment adevărul. Și la nivel științific, și la nivel politic, la nivel teologic, cum mai vorbești și așa mai departe. Va trebui să învățăm să trăim cu falsul. Va trebui să învățăm să trăim cu o doză de încercătudine fundamentală în ceea ce privește opiniile noastre. Hai să spunem, iluminismul momentului de Dolbach spune la pagina, într-un paragraf, la pagina 81, aceste deliruri ale regilor ticăloși pricinuiesc alte deliruri. Ele sunt cauza vicilor și nenorocirilor popoarelor. De la tron decurg toate nebuniile națiunilor. De aceea este necesar ca acest izvor otrăvitor să sece. Orice soluție ar fi propus Dolbach în acele vremuri se pare că nu a avut efect, pentru că ne confruntăm încă și în momentul de față cu problema corupției celor aflați la putere. Există oare vreo ieșire? Rezolvăm problema corupției celor aflați la putere? Aici sigur nu. E singura întrebare la care sunt absolut sigur de răspuns. Tot ce m-ai întrebat. Nu. Puterea corupe. Dolbach cred că merge un pic mai departe și spune că puterea nu doar corupe, ci pierde. La el nu e pierdut niciodată substratul și sensul ăsta epistemic al lucrurilor. Puterea corupe, puterea îi îndepărtează pe conducător de adevăr și îndepărtându-i de adevăr devine o sursă de nebunie și de rătăcire care se propagă după aia în tot corpul politic. Aș spune că nu mai suntem chiar acolo, nu mai vedem genul ăsta de monarhie chiar în lumea astăzi, cred. Cu siguranță că, și sigur, nici monarhia nu mai are funcția puternic reprezentativă pe care o avea în momentul ăla, dar cu siguranță că riscurile asociate puterii nu vor fi înlăturate complet doar prin îndemnuri la moralitate și la rațiune și așa mai departe. În privința asta nu sunt foarte optimist. Nu sunt nici în celelalte. Cu cât există mai multe secte, cu atât mai puțin periculoasă este fiecare parte, căci mulțimea lor slăbește. Astfel, toate sunt stăpânite de legi drepte, care interzic adunările zgomotoase, injurile, pedepsele și care sunt în vigoare din cauza forței coactive, spune Voltaire în Tratatul despre toleranță. Cum a reușit toleranța să fie soluția pentru o societate în care toată lumea prosperă? Dar de ce n-ar fi? Adică de ce o societate în care lumea prosperă n-ar putea să
să fie și o societate tolerantă. Eu cred că are chiar mai mari șanse să fie o societate mai tolerantă. Și cred că, în general, spațiile mai prospere ale lumii în momentul de azi sunt și spații, hai să spunem, mai tolerante, în principiu. Eu cred că mecanismul toleranței trebuie să devină, hai să spunem, trebuie să devină oarecum conștient de limitele lui. Pentru că există și multe narrative moderne ale toleranței care își arată astăzi limitele. Constatăm că oamenii nu pot tolera în mod indefinit absolut totul. Există un punct în care credințele noastre și viziunile noastre despre lume nu sunt monadice, nu sunt lipsite de atingere una cu alta, ci inevitabil în anumite acțiuni și în anumite, hai să spunem, proiecte ale spațiului comun, ele ajung să se ciocnească. Cazul cel mai recent, cred că referendumul la familie, de exemplu, în care toată lumea, să zic, fiecare tabără a acuzat de fanatism tabăra cealaltă. Și după părerea mea, nu au existat foarte mulți fanatici implicați în proces, doar o iritare, probabil, peste anumite medii. E un caz clasic de ciocnirea viziunilor despre lume, unde o anumită formă de toleranță ar fi fost binevenită. Sigur că, de regulă, hai să spunem, partizanii chestiunilor LGBT, de exemplu, au acuzat de intoleranță pe ceilalți în linia iluministă a criticii religioase a fanatismului, însă, după părerea mea, au existat cazuri de fanatism și în direcția cealaltă. Fanatismul, din păcate, e un spectru care nu se... care nu iartă pe nimeni în povestea. E o predispoziție, probabil, la psihismului uman și va trebui să-l tratăm ca atare. Și o ultimă întrebare. Înainte de a muri, Voltaire a spus: mor iubitul pe Dumnezeu, pe prietenii mei, fără să urăsc dușmanii, detestând superstițiile. Unde se întâlnesc deismul lui Voltaire și ateismul lui Dolman? Probabil în detestarea superstițiilor, dacă ar fi să răspund așa. E foarte interesant cum doi filozofi, nu? Poate că e o bună remarcă pentru a încheia discuția noastră, cum doi filozofi care fac presupuneri fundamental diferite despre existență la nivel metafizic, unul e ateu și alat e un deist, ajung să se înțeleagă în acest element al detestării la formelor de fanatism și de superstiție. Până la urmă, întrebarea filozofică interesantă și observația interesantă care poate fi făcută este următoarea. Cum e posibil, dacă rațiunea ar trebui să ne arată o singură cale, cea cu adevărat rațională, nu? Cum crede și pretinde Dolba, cum e posibil ca doi dintre cei mai raționali oameni ai epocilor să rămână despărțiți în momentul morții, nu, de o opțiune absolut fundamentală cum ar fi aceea raportării la divinitate. Mulțumim Doru Căstăian, mulțumim lui Saneag cu aceste cuvinte și cu ultimul mesaj în demn. Cumpărați cele două cărți și citiți-le, eseu despre prejudecăți Dolbach și tratat despre toleranță Voltaire. Încheiem aici primul eveniment, așa cum vă spuneam la începutul discuției noastre, primul eveniment de azi de sâmbătă la standul Editurii General, despre toleranță și prejudecăți, lansarea celor două cărți din colecția Cogito a Editurii General, eseu despre prejudecăți de Dolbach și tratat despre toleranță de Voltaire. Vă mulțumim, o zi frumoasă în continuare!